eu. Deschidem stupul. Asta e un stup foarte bun. Așa zic eu până la proba contrarie, să vedem ce avem aici. Cameramanul meu, Sebi, este cel mai bun din sud-estul Europei și el o filmează. Vino, te rog, Sebi, aici aproape să vadă albinile astea, să vadă ce e aici. Așa. Avem un stup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rame, pregătit de iarnă. Îi mai urmează o revizie. Uite ce avem aici. Prima ramă. Dă-i pe ea. Până care are o țără păstură. A doua ramă cu puiet, destul de mult. Albină multă. Se vede, Sebi? Se vede? Da, da. Treia ramă. Asta nu are puiet, are... O să o mutăm mai la margine, lăsăm pe aia cu puiet mai la mijloc. A patra, puiet destul de mult pentru data asta, suntem în 18 septembrie. Din nou puiet, deci până acum avem vreo 4 rame cu puiet, destul de mult pentru ora asta și au și mâncare. 5, a 6-a ramă, miere, destul de multă, aici, așa, da, după cum văd eu stupul ăsta, va trebui să-i mai scot o ramă. Să-l las numai pe 7, dar mai las. Are multă, uite, miere pusă proaspătă, are nectar și multă căpăcită și polen, albina cu polen. Albinele nu sunt chiar așa de multe pe rame, cum ar trebui să fie, dar sunt multe la zbor acum. Că e un timp foarte frumos afară și ele se plimbă să mai aducă ceva papa și polen dacă găsesc. Cam așa ar arăta. Acum le așezăm înapoi la loc. Ăsta e un stup bun. Uite aici ce de puiet are. O singură ramă pentru 18 septembrie este bun. Și uite că și cu minți n-am avut nevoie de fum deloc. Stă fumătorul lângă mine. Barem pe cameramanul meu, dacă l-ar înțepa vuna, nu s-ar supăra că el iubește albinele. Așa, mă uit să văd, poate văd matca, dar aici la margine nu e, dar nici nu o căutăm acum. Diafragma. Și după 8 rame îi mai lăsăm o ramă aici, ca să fie de la nevoie tot tampon, totodată și izolație. Și acum îi punem podișorul. Și ăsta este un stup care zic eu că este în regulă. Poate să intre în iarnă liniștit. O să-i mai fac o verificare dacă o să mai am timp ăsta vreo 2-3 săptămâni. Și atunci o să-i mai scot o ramă. Sau poate două. În funcție de ce. Ai văzut, Sebi, că am dreptate? Asta e izolația pe care o practic eu și vară și iarnă la toți stupii. Stupul ăsta este un stup de nota 5. Eu le numerotez de la 1 la 5. Asta este un stup foarte bun.
Mulțumesc, Sebi. Asta a fost tot.